Și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru ziua de astăzi vreau să fac bugetul pe luna martie. Pentru că luna s-a încheiat, am putut să văd tot ceea ce a fost plătit, ce a plecat din cont și tot ceea ce a și intrat. Așadar, astăzi ne vom ocupa de buget. Așadar, luați o foaie de hârtie și haideți să începem. Bun. O să trec. Aici a fost pe februarie. Bun. Pentru martie o să trec aici. Ok. Deci, o să trec martie 2024, ca să știu. Și prima dată începem cu venitul. Venit. Ok, și venitul nostru al familiei pentru luna martie a fost de, să trec aici, 4.680,07 €. Ok, din care s-au plătit următoarele lucruri. O să trec cheltuieli. Bun, și începem așa. Rată, mașină. Rată, casă. Cred că o să le trec pe toate, după care revin. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ok, bun. Acum că am trecut toate categoriile, o să trec exact cât a plătit pentru fiecare categorie în parte. Deci, pentru mașină a plătit 281,25 €. Pentru casă, toate cele trei rate la casă împreună au fost 876,54. Asigurările, aici intră absolut toate asigurările pe care le avem, 433,6. Cursul de dans pentru Eric, 52 €. Alimentele pentru toată luna martie au fost, mi-e rău când văd această categorie, este cea mai scumpă cheltuială noastră, deci mi se face rău când văd suma asta. 1017, deci 1017,24. Mult, mult, mult. Telefoanele mobile. Asta înseamnă telefonul meu mobil, al lui Cipri și al lui Edi. Edi, când iese afară cu prietenii, trebuie să aibă telefonul la el. Asta este condiția, pentru că dacă se întâmplă ceva, trebuie să știu, să poată să mă anunțe și pentru asta trebuie să aibă telefonul la el. Și pentru telefoanele mobile am plătit 35 €. Noi folosim cartele din acelea prepaid.
Cipri are una de 15 euro, eu de 10 euro și Edi de 10 euro. Nu plătim abonament, nu găsesc rostul să plătesc de 4-5 ori mai mult pe un abonament sau chiar mai mult doar pentru un singur telefon mobil. Așa că pentru toate trei telefoanele plătesc 35 de euro, mai puțin decât dacă aș plăti abonamentul pentru un singur telefon mobil. Și avem pachet din acela combi, avem SMS-uri incluse, nelimitat, apeluri la fel, avem internet și da, nouă ne este de ajuns și îmi place că plătesc numai atât pe telefoanele mobile. Bun. La DM am cheltuit 20,42 de euro. De aici cumpărăm șervețele umede, vopsea de păr pentru mine și alte chestii pe care când mergem le cumpărăm toate de acolo. La Amazon am dat o comandă care a costat 23 de euro. Subscripțiile noastre au fost 26,96 de euro. Benzina a costat 164,43. Am lângă mine foaia pentru că mi-am făcut bugetul și este măzgălită, tăiat, recalculat și eu aici scriu frumos ca să înțelegeți ceva și de aceea arată așa frumos că altfel. Ok, deci benzina 164,43. Mai departe, finanțament, aici am plătit taxa aceea trimestrială pentru impozitul pe venit. Ne ia bani din salariu în fiecare lună. Pentru venit, după care mai plătim noi o taxă trimestrială pentru impozit și se mai face și o dată pe an recalcularea pe anul anterior. Și am plătit 199 de euro. Bun, mai departe, taxa radio, la fel este o taxă trimestrială, a fost 55,08. Țineam în minte că a fost parcă mai mult, nu știu de ce, dar a fost 55,08. Utilitățile aici intră gaz, curent și apă, 423. Ok. Factura la Vodafone, care este pentru internet și telefonie fixă, 49,99 de euro. Din bancă am scos 615 euro. Bani retrași din bancă, 615 euro. Din care am economisit, numai puțin, pe luna martie am economisit 570 de euro. Din care economisiți 570. Bun. Și mai avem aici McDonald's. La McDonald's au cheltuit băieții 42,3. Edi a fost cu Cipri la minijobul lui, l-a ajutat la minijob într-o zi. Și pentru că a făcut treabă și a muncit câteva ore, Cipri l-a răsplătit și a zis că să meargă amândoi la McDonald's. Și da, au fost la McDonald's amândoi. Ok, și a mai ținut banca un comision de administrare în valoare de 0,11 euro. Să verific, sper că am trecut tot. Da, ok. Și acum să vedem totalul cheltuielilor. Deci, total. Acum să vedem. Bun. Deci, avem așa. O să fac repede calculul, după care să vedem cât este totalul. I take shots to the top.
gonna move fast, and that's facts. Deci, totalul cheltuielilor, cu tot cu banii retrași din bancă, cei 615, din care 570 sunt economisiți, dar i-am pus la cheltuieli pentru că au fost retrași din bancă și prefer să îi consider ca o cheltuială ca să pot să îi economisesc. Adică ca și cum s-ar fi dus pe o factură și știu că nu-i văd, nu sunt... Și da, nu-mi bat capul cu ei, pentru că dacă ar fi acolo și ar rămâne în cont, s-ar cheltui pe nimicuri și da, banii se duc și nu am pus nimic deoparte. Dar așa, dacă îi tratez ca pe o factură, ca pe o cheltuială, e ca și cum aș fi plătit, să zic, la finanțant o factură mai mare, dar de fapt banii eu i-am pus în plicuri și este o modalitate de a împăcăli creierul care funcționează. Ok, deci totalul cheltuielilor a fost de... 4.314,92 cu tot cu banii retrași din bancă, dar dacă e să adaug cei, de fapt să scad 570 banii economisiți, am fi cheltuit doar 3.744,92. Deci, da. Și dacă e să scad totalul cât au mai rămas în cont, o să trec aici, rest. Din 4.680,07 minus 4.314,92. În bancă au mai rămas 365,15 euro. Știți că întotdeauna încerc să las niște bănuți în cont, să nu las contul nici pe zero, nici pe minus. Oricum, banii aceștia deja nu mai sunt în cont pentru că suntem deja în luna aprilie și chiar de pe data de 1 sunt facturi care trebuie plătite și banca le reține automat. Dar în ultima zi din martie au mai rămas banii aceștia în cont. Deci 365,15 euro. Bun, aceștia sunt banii rămași în cont. Și genul acesta de buget, asta mai numește și în engleză denumirea este a zero-based budget, adică fiecare dolar este trimis undeva, are locul lui, are funcția lui și trebuie să ajungi cu bugetul la zero. Și, practic, asta fac eu, văd unde s-au dus banii, iar banii care au mai rămas le dau un rost. Și rostul acestor bani este că au rămas în bancă ca să nu rămână contul nici pe minus, nici pe zero. Sau, dacă vine ceva extra, ceva neașteptat, să aibă bani banca să retragă și să nu fiu luată prin surprindere, pentru că atunci când vine vorba de bani, nu îmi plac surprizele absolut deloc. Sunt surprize neplăcute pentru mine și nu îmi place să fiu luată pe nepregătite. Și da, acesta este un buget adus la zero și... este ușor de făcut, la început nu prea până vă obișnuiți, dar după aceea o să fie din ce în ce mai ușor de făcut și o să dureze și mai puțin. La început, când am făcut prima dată, mi-a luat câteva ore să fac pentru că am tăiat, am calculat, iar am reluat cu extrasul de cont în față, bineînțeles. E bine, acum pentru că am ceva experiență, merge mult mai repede și bugetul l-am făcut acesta, de pe luna martie, l-am făcut în... 30 de minute. Bineînțeles că am luat totul la mână, extrasul de cont, fiecare plată care s-a făcut, fiecare venit care a intrat în cont. Și da, acesta este bugetul nostru pe luna martie. Și cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper să vă faceți și voi bugetul ca să vedeți unde puteți să mai reduceți din cheltuieli. Iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!